Shalom! Acum deja mă cunoașteți. Vreau la fiecare în parte să vă mulțumesc că ați ales să vizitați țara lui Israel, Coxentea Turism. Corul de tineri al Bisericii Elim din Viena. Vă invit să vizionați acest material video realizat în Israel. Sunt păstor în Biserica Pentecostală în Austria. Sunt împreună cu un grup de tineri. Suntem împreună 59 de persoane din Viena. Veniți într-un pelerinaj în Israel. Acum ne găsim pe muntele Măslinilor și partea din fața noastră se vede foarte bine cetatea Ierusalimului. Se vede acolo cupola galbenă care e deocamdată a musulmanilor, se vede locul unde a fost templu construit de Solomon, de asemenea se vede zidul cetății, se vede poarta frumoasă de unde a intrat Domnul Iisus și a vindecat locul care avea mai bine de 40 de ani și poarta aceasta este închisă și aici se așteaptă revenirea Domnului Iisus și intrarea din nou în cetatea sfântă. Se spune că toate lucrurile sunt pregătite pentru a se construi noul Ierusalim și se așteaptă chiar și de evrei revenirea Domnului Iisus Hristos. A fost o săptămână binecuvântată, am vizitat mai multe obiective de aici din Israel, suntem împreună cu firma Oxentia și ne-am simțit foarte bine, atât din punct de vedere a cazării, a obiectivelor care le-am vizitat, cât și aspectele acestea care ne-au răscolit sufletul nostru și recomandăm tuturor acelor care doriți să vizitați Țara Sfântă să o faceți că se merită. Domnul să vă binecuvinteze!
Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.